Angajații complexului energetic Oltenia riscă să rămână fără vouchere de vacanță. 13.000 de salariați ar putea rămâne fără ele în cazul în care, în baza adresei ITM, administrația CEO va cere în instanță anularea tichetelor. Detalii ne aduce însă colega mea, Alina Dodenciu. Alina, te ascultăm! Găsit, angajații CEO ar trebui să beneficieze în premieră în acest an de voucherele de vacanță. Potrivit legii, angajații din companii precum CEO, Minipress și Metservmin beneficiază de 2080 de lei valoarea voucherelor în acest caz, spre deosebire de bugetari care beneficiază de 1450 de lei. Ion Răuț, fost director al CEO, a fost primul care a sesizat această neregulă, după care sindicalistul Bunoaica a sesizat ITM Gorj. Instituția a confirmat faptul că valoarea voucherelor trebuie să fie mai mare. În acest moment, acordarea tichetelor depinde de administrația companiei, dacă aceasta va face o acțiune în instanță pentru anularea actului sau va face un act adițional pentru compensarea sumei de 1450 la 2080, echivalenta unui salariu minim brut. În acest sens, astăzi a fost convocată o comisie mixtă cerând clarificarea situației.